Contribuabilii persoane fizice pot beneficia de o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru 2019, dacă toate aceste obligații se sting prin plată sau compensare integral până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală. Potrivit ANAF, va fi aplicată o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 30 iunie 2020 inclusiv. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației pentru plata în termenul anunțat. Acordarea bonificațiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea acesteia în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, iar obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației. Cei care au depus deja declarația unică, dar nu au primit o bonificație, pot beneficia de ea dacă depun o declarație rectificativă până în ultima zi a lunii iunie.